găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului, o emisiune în care dorim să vă aducem în fața dumneavoastră realități ale Bisericii Catolice din România și, de ce nu, din viața Bisericii Internaționale. Ne bucurăm să avem în fața noastră istoria Bisericii. Poate toți suntem fascinați de istoria Bisericii vechi, de 2000 de ani, ale creștinismului, dar de ce nu istoria Bisericii de astăzi, o istorie contemporană care se derulează sub ochii noștri și unde autorii suntem chiar noi, mai ales tinerii. Vara anului 2013 a fost marcată, cred eu, și pentru tineri, și pentru întreaga biserică, pentru întreaga creștinătate catolică, dar mai ales pentru Papa Francisc, de un eveniment de marcă, un eveniment deosebit de important, spunem noi, acela al întâlnirii tinerilor de la Rio de Janeiro din Brazilia. Tinerii, sigur că sunt o preocupare a bisericii, tinerii sunt o realitate a bisericii, tinerii sunt în grijă a bisericii, dar tinerii, de fapt, creează biserica, sunt parte integrantă a bisericii prin trăirea lor, prin credința lor, prin manifestările lor. Papa Ioan al 23-lea spunea cam așa, dacă nu greșesc, spuneți bătrânilor că lumea nu se termină cu ei și spuneți tinerilor că lumea nu începe cu ei. Dar eu aș continua. Lumea trăiește prin tineri, lumea trăiește prin ei. Pentru a marca puțin și pentru a înțelege și mai bine ce s-a întâmplat la Rio de Janeiro în vara anului 2013, am invitat aici doi participanți la acest extraordinar de important eveniment, doi tineri, să spunem, un părinte tânăr și o tânără care au participat la Rio de Janeiro. Așadar, îi am în fața mea astăzi pe părintele Roca Felix, responsabil cu pastoreația tineretului în Deceta de Iași, și Adriana Ianoș, președintele Asociației Acțiunea Catolică. Bun venit în studioul TVR Iași! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Să începem discuția noastră, care cred eu că va fi foarte interesantă, despre această întâlnire. Noi, cei de acasă, am văzut-o prin intermediul televiziunii sau al internetului. Nu cred că am putut trăi la adevărată intensitate toată această frumusețe, această sărbătoare de la Rio. Așadar, încet, încet vom pătrunde în tainele întâlnirii mondiale a tineretului. Părinte Felix, să începem. Această întâlnire care cred eu că marchează pe toată lumea, cum s-a născut? Care este geneza acestor întâlniri? Din start putem spune că a fost o intuiție providențială, extraordinară, a Papei Ioan Paul al II-lea, fericitului Papa Ioan Paul al II-lea, care în anul 1985 a adresat o propunere. Fiind anul internațional al tineretului, an internațional stabilit de Organizația Națiunilor Unite, Sfântul Părinte în Duminica Florilor, săptămâna dinainte, Duminica Paștelui, în anul 1985, a lăsat această propunere. Chiar a spus aproape în cuvintele acestea, ce ar fi ca noi, tineri din lumea întreagă, să avem o zi dedicată tineretului. Nu exista o astfel de zi nici în biserică, nici în instituțiile civile internaționale. Organizația Națiunilor Unite a propus acea atenție în anul respectiv față de tineri, dar nu era obișnuință ca tinerii să fie atât de mult în centrul unor instituții. Și Sfântul Părinte a lansat această idee propunând tinerilor ca următorul an, în 1986, să se întâlnească la Roma, în piața San Pietro, Sfântul Petru, tocmai de Duminica Florilor. Și tinerii au răspuns peste așteptări. Sfântul Părinte știa acea nume, se pornește fără îndoială, era convins că tinerii vor răspunde, dar a fost o surpriză și pentru Papa Ioan Paul al II-lea. Și în 1986 avem prima întâlnire mondială a tineretului. Și în acel an, în fiecare an, în Duminica Florilor și Duminica înainte de Duminica Paștelui, avem Ziua Mondială a Tineretului. Ulterior s-au specificat lucrurile în sensul că avem celebrări la nivel diecezan și celebrări la nivel internațional. Dar aceste internaționale care au loc din diferite țări pe fața Pământului, cum au luat naștere, că nu au loc la Florii? Exact. La început, Sfântul Părinte a stabilit Duminica Florilor este și Ziua Mondială a Tineretului. Apoi s-a născut această idee a întâlnirilor mondiale, care în general au loc în timpul verii, indiferent de continent, pentru că este perioada cea mai potrivită pentru ca tinerii din lumea întreagă să participe. Iată, în 1986 au venit la Roma peste 300.000 de tineri și imediat peste 3 ani s-a propus ca întâlnirea să fie la Buenos Aires, în Argentina.
Și tinerii au participat la această întâlnire. Ulterior a fost în Spania, la Santiago de Compostela și a urmat, nu neapărat în ordinea care mi-aduc eu aminte, a fost la Manila, a fost la Paris, a fost la Toronto, ultimele ediții. În 2000 întâlnirea a fost la Roma, când a fost anul Marelui Jubileu, apoi a fost la Denver, la Toronto, Köln, în Germania, Sydney, în Australia, Madrid și apoi Rio de Janeiro. Aceste întâlniri fiind întâlnirile mondiale odată la 2, mai mult la 3 ani. Știi cam ce număr participă la aceste întâlniri? Recordul a fost stabilit la Manila. La Manila, care au participat peste 4 milioane de tineri. Dacă mi-aș permite să fac o paranteză, când ne întâlnim cu responsabilii naționali, de la Manila se povestește o situație extraordinară. În sensul că nu se așteptau la atât de mulți tineri, în niciun caz nu erau pregătiți pentru 4 milioane de tineri. În momentul în care, la întâlnirea finală, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea trebuia să ajungă, organizatorii și-au dat seama că până și locul care era stabilit pentru aterizarea elicopterului era umplut de tineri. Deci era o problemă gravă, în sensul că Sfântul Părinte nu avea unde să aterizeze. Și atunci se povestește de o soră cu o mare inițiativă, care a cerut organizatorul, lăsați-mă să rezolv problema, s-a dus la microfon și l-a spus tineră, vreți să-l primiți pe Sfântul Părinte? Da, sigur, dorim, asta așteptăm, avem nevoie de ajutorul vostru. Voi cei de acolo, vă rog, când spun 3, vă dați un pas mai în spate. 1, 2, 3 și sute de mii de tineri s-au dat mai în spate. Încă o dată, 1, 2, 3, sute de mii de tineri s-au dat mai în spate, a făcut 2-3 pași și au reușit să creeze în mijlocul lor un spațiu în care să aterizeze elicopterul. Tinerii participă la Rio de Janeiro, n-au reușit să bată recordul de la Manila, nu știu dacă și-au propus lucrul acesta, dar la celebrările finale, sâmbătă seara, seara de veghe și toată noaptea în care am fost așa ca o catedrală sub cerul liber pe litoralul de la Copacabana și duminică la liturghia de încheiere au fost 3.800.000 de tineri într-un fel înregistrați. Noi cei care am fost acolo spun că au fost mai mulți. Domnul Adriana, prin misiunea și funcția pe care o ai, bănuiesc că ai participat la mai multe asemenea întâlniri. Care ar fi impresia lăsată? Da, am avut bucuria de a participa la 3 ediții ale Întâlnirii Mondiale a Tineretului. Prima a fost la Köln, apoi la Madrid, iar a treia la Rio. A fost o imensă bucurie de a avea această ocazie de a putea participa și la Rio pentru că am putut vedea cultura tinerilor, istoria tinerilor brazilieni și tot ceea ce ține de această țară minunată. Vreau să întreb un lucru. La toate a participat Sfântul Părinte, fie că era Fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, fie Părinte Benedict sau Părintele Francisc. Care crezi că este impactul întâlnirii tinerilor cu un suveran pontif? Îmi aduc și acum aminte, la Köln, întâlnirea a fost, să spunem așa, o întâlnire cu doi papi, pentru că gândul a fost lăsat de către fericitul Ioan Paul al II-lea la întâlnirea care a fost înainte, spunând că ne vom vedea la Köln, dar Sfinția sa nu a mai putut ajunge la această întâlnire și a fost prezent Papa Benedict al XVI-lea. Deci a fost o întâlnire cu doi papi. Noi am simțit acest lucru pentru că a fost proclamat, am auzit numele fericitului Ioan Paul al II-lea, pe atunci Papa Ioan Paul al II-lea și Benedict. La Madrid a fost Benedict, a fost întâlnirea lui Benedict, iar la Rio a fost întâlnirea în care l-am avut în centru pe Sfântul Părinte Francisc. Vreau să spun, nu crezi că este numărul participanților la nivelul mondial nu este foarte mic, impactul este suficient de mare? Ar trebui să analizăm istoria și impactul care zilele mondiale ale tineretului au asupra bisericii. Papa Benedict a avut într-una o intervenție extraordinară în care explica acest impact al zilei mondiale a tineretului, pentru că ziua mondială a tineretului nu se mărginește doar la întâlnirea mondială care are loc într-o țară, de exemplu, cum a fost la Rio de Janeiro. Zilele mondiale a tineretului sunt pregătite, întâlnirile mondiale sunt pregătite din timp. Deci are loc o perioadă de evangelizare extraordinară în țara în care are loc această zi mondială a tineretului. Apoi, din timp, Sfântul Părinte adresează o temă și un mesaj care îl comentează și transmite gândurile sale și dorințele sale în ceea ce privește trăirea credinței tinerilor din lumea întreagă. Nu trebuie să uităm că există într-un fel, dacă să folosim o terminologie la modă, o rețea, pentru că avem ziua mondială a tineretului, apoi avem întâlnirile naționale în majoritatea țărilor,
unde există o biserică vie catolică, avem întâlnirile la nivel de episcopie, apoi chiar avem întâlnirile la nivel de zone. Se lucrează într-un fel în rețea, deci impactul este mult mai mare. Bine, ne ajută și mass media, e adevărat, toată lumea poate să ia act de ce se întâmplă, ce se vorbește și ce se sărbătorește acolo, despre celebrările de acolo. Să intrăm propriu zis la Rio de Janeiro, bănuiesc un loc care v-a impresionat. Care a fost, de fapt, de la momentul ajungerii în Brazilia și până în momentul liturghiei finale? Care au fost pașii pe care ați parcurs? Prima săptămână, să spunem așa, a fost săptămâna misionară. Mai concret, câte zile au fost? Chiar 7 zile. Când am avut posibilitatea să stăm în familie, am fost cazați în familie și am participat într-o comunitate rurală, în afara sau la marginea orașului. Aici am putut participa la diverse momente culturale ale diverselor comunități din împrejurime, întâlniri religioase, momente de adorație euharistică, liturghii, momente caritabile. Câte zile ați rămas în afara Rio? O săptămână, în jur de 7 zile. Timp pe care l-am petrecut atât în familiile în care am fost cazați, cât și cu tinerii din comunitățile respective, tinerii brazilieni de acolo, din Brazilia, dar și tineri, alți tineri din alte țări care au fost cazați în dieceza respectivă, în dieceza de Niteroi, tineri din Slovenia și din Germania. E adevărat că Rio e foarte departe de România. Tocmai de aceea cred că n-a fost un număr foarte mare din România. Cât au fost? La nivel național au fost 30 de tineri din toată România, să spunem, din toate episcopiile romano-catolice și greco-catolice, 6 preoți și 3 episcopi. Aceasta a fost delegația noastră, considerând distanțele. Acum hai să vedem concret ce s-a întâmplat la Rio. Adriana a specificat foarte bine acea săptămână dinainte, cu adevărat extraordinară, pentru că a fost primul contact cu poporul brazilian, după care, încheiând această perioadă, această săptămână misionară în care au avut loc mai multe activități, ne-am îndreptat spre Rio, unde am fost cazați într-o altă comunitate. Lucrul acesta este de specificat, pentru că toți tineri care participă acolo încearcă să întâlnească lumea care este prezentă. Oficialitățile, cei mai mari, se cazează la hoteluri. Noi am dormit un sac de dormit. Am avut totuși mare bucurie să fim cazați în familie. Pentru fiecare ediție, deci valabil și pentru Rio, toți creștinii de acolo au deschis casele lor. Imaginați-vă o comunitate, o parohie să spună: primim tinerii din România, fără să știe ce tineri vin, ce persoane vin, dar au deschis casele și fiecare am fost găzduiți în familie, într-o comunitate, într-o parohie de la Rio. Și apoi au început evenimentele comune, deschiderea oficială, Sfânta Liturghie, apoi întâmpinarea Sfântului Părinte. Trebuie specificat și lucrul acesta. Protocolul, programul Sfântului Părinte presupunea să ajungă, dacă nu greșesc, pe data de 24 iulie, a anticipat cu 2 zile. A dorit să vină mai repede Sfântul Părinte. Și a participat la întâlnirile cu oficialitățile. A fost după aceea momentul de bun venit cu Sfântul Părinte. În fiecare dimineață, pentru 3 zile, au avut loc catehezele. În tot orașul Rio și împrejurim, bisericile, toate sălile mari erau puse la dispoziție pentru ca toți tinerii, preoții, toate persoanele consacrate, călugării, călugrese care veneau din toată lumea, să se întâlnească și să aibă rugăciunea de dimineață, cateheza unui episcop și Sfânta Liturghie în limba proprie. Tocmai eu vreau să întreb, Brazilia este o țară de limbă portugheză. Cum se înțeleg tinerii de toate limbile acolo? Ați avut traducere, ați avut limbi internaționale de comunicare? Trebuie să ținem cont totuși că și portugheza este o limbă latină sau are la bază câteva cuvinte apropiate de limba română. În principal, cu tinerii cu care am intrat în contact, am discutat în engleză sau altă limbă de circulație. Dar toate evenimentele s-au desfășurat în limba portugheză. Pentru noi n-a fost neapărat o problemă, pentru că chiar am înțeles limba portugheză și dacă nu am înțeles-o, cu siguranță eram foarte mulți documentați și am venit la noi cu ghidul de conversații, cu dicționare și am încercat să fim cât mai aproape și de a înțelege cât mai bine această limbă, mai ales că Sfântul Părinte a vorbit mai tot timpul în portugheză și am dorit să fim în,
în această comuniune cu Sfinția Sa. Spuneai la început că a fost la Buenos Aires o asemenea întâlnire, înseamnă că Papa avea oarecare experiență, bănuiesc, și acum era, și mai ales în continentul lui, era oarecum acasă, cred, în Sud America. Bănuiesc că întâlnirea tineri cu Papa a avut un impact deosebit. Cum l-ai văzut? Fără îndoială, aș vrea să răspund la această întrebare. Ținând cont de modul în care Sfântul Părinte a trăit acest eveniment, se vedea că dorea să întâlnească pe tineri. Înainte să fie întâlnirile oficiale, iarăși dacă vreți puțin, dacă ne permitem, din culise, ajungând acolo și aflând că tinerii din Argentina, bineînțeles erau națiunea cea mai numeroasă după Brazilia, au venit peste 40.000 de tineri, a spus organizatorul, nu vă supărați, dar aș vrea să-i întâlnesc. Și a spus, sanctitate, dar e tot organizat, sunt 40.000 de oameni, cum să organizați? Vă rugăm, vă rog frumos, faceți lucrul acesta. Și au reușit să organizeze în catedrala, care este o catedrală destul de mare, dar în care încăpeau doar 20.000 de tineri. Și au reușit să organizeze această întâlnire a Sfântului Părinte cu tinerii din Argentina. 20.000 în catedrală, 20.000 afară. Și deja în acel prim discurs, care teoretic în program nu era prevăzut, Sfântul Părinte a arătat cât de mult dorește să se întâlnească pe tineri. Dar nu numai o întâlnire de genul acesta a unui superstar în care simte că tinerii îl doresc, că vor să fie în preajma lui, dar de la început a spus, sunt aici în numele unei persoane mult mai importante, în numele lui Hristos. Și în toate discursurile sale, până și gesturile sale, s-a văzut că era dorința sa de a transmite acest mesaj, de a-l purta pe Hristos tinerilor și de a le cere tinerilor să-l primească pe Hristos în viața lor și să îl ofere altora. Ca și dumneavoastră, toți tinerii s-au întors acasă. Cu ce crezi că s-au întors din Brazilia acasă? Fiind și călătoria destul de lungă, să discutăm cu tinerii care au participat. Fără îndoială, primul impact a fost acela de a experimenta ceea ce înseamnă Biserica Universală. Spuneați și dumneavoastră înainte să te întâlnești cu nume din toate colțurile, cu persoane din toate colțurile lumii, să simți că e ceva care te unește și nu este ceva banal, ci este credință, apartenența la biserică, a recunoaște în Sfântul Părinte un păstor, un prieten. Mai întâi, lucrul acesta impresionează, simți efectiv că biserica este prezentă. Apoi tineri care, fără îndoială, au fost, din ce discutam cu delegația de la noi, cu tineri de la noi din țară, impresionați de misiunea credințată de Sfântul Părinte, de cuvintele Sfântului Părinte, cuvinte care n-au fost puse așa doar din complezență, dar care denotau cât de multă încredere are Sfântul Părinte față de tineri și cât de mult le-a cerut să facă tot efortul să schimbe această lume. Și apoi, fără îndoială, fiecare tânăr în parte, în interiorul inimii sale, în interiorul sufletului său, a simțit acea transformare a credinței care este trăită, împărtășită fiind cu cei de jurul său. Tocmai că noi despre Brazilia, acum în glumă fie spus, știam despre fotbal și carnaval. Ați văzut o altfel de Brazilie? Am văzut o altfel de Brazilie, în afară de fotbalul de care se vorbea, de plajele, de Copacabana și alte plaje acolo. Dar un lucru care m-a emoționat pe mine a fost că și Sfântul Părinte a pomenit de fotbal, cred că chiar la sâmbătă seara, la seara de veghe, când a spus că tinerilor, Hristos dorește să vă ofere mai mult decât ceea ce poate să ofere într-un campionat fotbalul. La sfârșitul campionatului, câștigătorul primește cupa, la fel și voi, dragi tineri, la sfârșitul vieții primiți cupa, dar cea mai mare cupă este Hristos. Fiecare tânăr este invitat să joace acest joc în viața cu mare bucurie și să nu piardă niciodată speranța din inimă. O întrebare retorică. Crezi că Biserica Catolică ar fi mai săracă fără aceste întâlniri? Nu este răspuns care vine din partea mea. Papa Benedict a spus la un moment dat lucrul acesta, că întâlnirile, zilele mondiale ale tineretului sunt providențiale pentru întreaga biserică. Și printre rânduri și Sfântul Părinte Papa Francisc Lariu a zis lucrul acesta, biserica ar fi mai săracă fără aceste întâlniri. Nu pentru că sunt câteva zile în care tinerii se întâlnesc în număr mare, ci pentru că aceste zile sunt emblema a credinței tinerilor, care credință care are nevoie să fie susținută de biserică și în același timp tinerii care transmit ceva bisericii și societății.
Mi-am gândit la Madrid, se prezenta la noi la televizor un grup care a fi protestat contra acestor întâlniri datorită cheltuielilor. Crezi că nu este mai mare câștigul sufletesc, dar chiar și material unei țări în urma acestor întâlniri? Poate, nu știu dacă este cazul acum, dar e bine de specificat, ținând cont că facem și informații. Nici o zi mondială a tineretului, cel puțin în ultimele zile mondiale a tineretului, nu au fost fonduri guvernamentale, valabile pentru Rio, valabile mai ales pentru Madrid și pentru celelalte ediții. Statul, bineînțeles, și la Rio a declarat ca fiind un eveniment național, de o prioritate națională. Și punând la dispoziție structurile și tot ceea ce înseamnă siguranța unui astfel de eveniment, dar nici la Madrid, nici la Rio de Janeiro nu au fost niciun bănuț din partea statului. Cheltuielile sunt enorme, dar din punctul meu de vedere, ceea ce trăiesc tinerii și acel mesaj al credinței, al păcii, al comuniunii, al armoniei, a unui viitor care poate să arate diferit, cred că este un mesaj care trebuie să ajungă la lumea de astăzi. Mă bucur ce spune despre Brazilia. Tocmai am pus această întrebare pentru că poate am vrut să îndepărtez și din mintea multora care au văzut acele filmulețe mici problema care se pune contra acestor întâlniri. Pe de altă parte, care este legătura dintre întâlniri și crucea tinerilor? Sfântul Părinte, la primele ediții, când a fost prima ediție, să spunem, mondială, în 1986, a încredințat tinerilor această cruce, o cruce simplă, destul de mare, ca simbol, semn al întâlnirilor. La această cruce s-a adăugat și o imagine, o icoană, a Sfintei Fecioare Maria, Salus Populi Romani, și acestea sunt cele două simboluri ale zilei mondiale ale tineretului. Tot timpul am însoțit acest drum al tinerilor ca semn al lui Hristos, care și-a dat viața pentru fiecare persoană, pentru tineri. Și sunt simboluri care, într-un fel, sunt, dacă vreți, iarăși cu brandul acestor zile mondiale ale tineretului. Crezi că la aceste întâlniri participă și tineri necatolici? Au de câștigat și tineri necatolici văzând toate acestea? Cu siguranță. Sunt convinsă de acest lucru, pentru că credința stă la baza acestor întâlniri, dar acea comuniune pe care o trăiesc tinerii, acea bucurie pe care o împărtășesc, nu cred că poate să nu schimbe nimic în inima unui tânăr și nu-l poate ajuta în viața lui. Da. Va urma o altă întâlnire. Deja cred că s-a și anunțat la Rio, s-a anunțat numele Cracovia. Este lângă noi, este mai aproape. Cum vezi această întâlnire ca și responsabil? Vor fi mai mulți? Vom fi mai implicați? Bucuria mea și ca responsabil al oficiului pentru pastorația tineretului la nivel de dieces, dar și ca responsabil al organizării zilor mondiale la nivel național, bucuria mea este aceea că, fără îndoială, la Cracovia vor participa mai mulți tineri. Așa cum la Madrid, de exemplu, la nivel național au fost peste 1000 de tineri. Vă imaginați, la Cracovia, în 2016, perioada este, să le spunem tinerilor să scrie în agenda, 25 iulie, 1 august 2016, această zi mondială a tineretului va fi la Cracovia. Din nou, cum s-a întâmplat în Spania, a fost o prima ediție la Santiago de Compostela și a doua ediție pe teritoriul spaniol la Madrid. Polonia va fi a doua țară care va găzdui, dincolo de Roma, două evenimente ale Zilei Mondiale a Tineretului. A fost la Częstochowa și apoi în 2016 la Cracovia. Fără îndoială, participarea țărilor din Europa va fi mult mai mare. Tocmai de aceea, cunoscându-i pe polonezi cu entuziasmul lor, cu evlavia lor, cu dragoste pentru Papa și pentru Divina Îndurare, bănuiesc că va fi cu adevărat una dintre mari reușite și sperăm să se bată niște recorduri fiind în Europa. Adriana spunea de ediția de la Chion, care a fost cu doi papi. Ediția de la Rio de Janeiro a fost cu doi papi, pentru că a fost anunțată de Papa Benedict XVI și a participat Papa Francisc. În 2016, Ziua Mondială a Tineretului, va fi din nou cu doi papi. Probabil va fi Papa Francisc, dar cu Sfântul, va fi proclamat anul viitor, Sfântul Ioan Paul al II-lea, țara natală și locurile natale ale Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. Ne apropiem de final. Dacă ai putea spune în două cuvinte, ce a însemnat pentru tine Brazilia? Cultură, bogăție și mult entuziasm din partea tinerilor. Aceeași întrebare. O biserică tânără și o societate care are un viitor extraordinar dacă se încrede în tineri. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi și cred că fiecare dintre noi am aflat lucruri noi, lucruri interesante, dar cred că cel mai mult am aflat despre sărbătoarea care a avut loc la Rio în anul 2013. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dragi telespectatori, și mulțumesc din inimă celor doi purtători de cuvânt ai întâlnirii mondiale a tinerilor
și pe dumneavoastră vă lăsăm în continuare să urmăriți imagini care cu siguranță vorbesc fără cuvinte, vorbesc doar prin prezența papei, prin entuziasmul tinerilor, prin fluturarea drapelor tuturor țărilor. Vă las în compania acestor filmulețe pentru ca să puteți să vă reamintiți, dacă ați uitat sau să vedeți și dumneavoastră entuziasmul pe care s-a putut întâlni la Rio de Janeiro. Vă spun la o bună reîntâlnire peste 2 săptămâni și tuturor o duminică frumoasă! Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Falar como amigos de casa, ouvir o coração de cada dos pais, dos filhos, dos avós. Receba a força do Espírito. Quero lhes agradecer pelo testemunho de fé que vocês estão dando ao mundo. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Parabéns.